Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la știri. În satul Congaz din raionul Comrat, ieri a avut loc un meeting în cadrul căruia au fost discutate probleme care preocupă pe locuitorii din autonomia găgăuză. La final, participanții au adoptat o rezoluție. Mai multe aflați din reportajul următor. În cadrul meetingului organizat de activistul Ivan Basarab au fost discutate probleme socioeconomice și politice. Săptămâna trecută în Federația Rusă a fost conducerea noastră, Bașcanul și președintele Adunării Populare a Găgăuziei. Au fost multe zvonuri în jurul acestui subiect și vreau ca autoritățile moldovenești să vadă că noi, găgăuzii, suntem o națiune neutră și nu vrem să fim prieteni cu cineva împotriva cuiva. Reprezentanții altor raioane din Moldova au venit să-i susțină pe locuitorii din Congo. Gheorghe Savastin locuiește în orașul Căușeni și spune că situația socioeconomică și politică preocupă astăzi pe fiecare cetățean al țării. Trebuie să impunem conducerea să lucreze, să eliminăm unele ministere, să reducem prețul gazelor până la 4,50. De aceea este timpul să ne unim. Iar un locuitor din satul Chișmichioi a menționat că Republica Moldova este un stat neutru și are dreptul să stabilească cum să trăiască și cu cine să fie prieteni. Noi înșine știm cum trebuie să trăim, cum să ne dezvoltăm economia și cum să lucrăm pe acest pământ. În opinia primarului satului Congaz, Mihail Iesir, doar negocierile pot rezolva relațiile tensionate dintre Găgăuzia și autoritățile republicane. Ar trebui să avem cu toții înțelepciunea de a ne așeza și a discuta. Sarcina noastră este să cerem conducerii. Da, nu am votat-o pe Maia Sandu, dar majoritatea au votat-o pe ea și este președintele ales în mod legal. Dar trebuie să ne cerem drepturile, astfel încât toată lumea să fie tratată în mod egal și să cerem distribuire echitabilă a fondurilor bugetare, astfel încât să nu existe nicio încălcare. În cadrul meetingului a fost abordată și problema alocațiilor lunare pentru pensionari din UTA Găgăuzia. Acest program de susținere socială a persoanelor în vârstă cu venituri mici este implementat la inițiativa Bașcanului Găgăuziei Evgenie Guțul din fonduri extrabugetare. Au încercat de mai multe ori să-i ajute pensionerii noștri, au încercat să-i ajute legal, au încercat să-i ajute prin intermediul poștei. Vom încerca să facem ca autoritățile să ne audă și să nu ne încurce. La finalul meetingului a fost adoptată o rezoluție cu privire la trei aspecte: despre încrederea în autoritățile regionale și republicane, dar și despre deblocarea resurselor financiare transparente beneficiilor pentru implementarea programului de susținere socială a persoanelor vârstnice cu venituri mici. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto solicită Parlamentului să modifice codul transporturilor rutiere. Într-o notă adresată șefului legislativului Igor Grosu, dar și președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, transportatorii argumentează necesitatea ajustării legislației naționale la cea europeană. Această acțiune a fost întreprinsă în urma recepționării invitației din partea domnului Igor Grosu de a depune un proiect de modificare a codului transporturilor rutiere, dar și ca rezultat al îndemnului recepționat de la Comisarul European pentru Transporturi, Adina Ioana Vălean, de a face demersurile necesare către autoritățile guvernamentale în privința problemelor din ramura. În contextul în care pentru anul 2024 sunt preconizate reuniuni privind alinierea Republicii Moldova la acquis-ul pe domeniul transporturilor, a menționat președintele Apota Oleg Alexa. În context, acesta spune că transportatorii sunt în așteptarea unui dialog constructiv și profesionist pentru a găsi soluții potrivite problemelor din ramură. Menționăm că transportatorii sunt nemulțumiți de prevederile noului cod rutier. Pe parcursul ultimelor luni, aceștia au organizat mai multe acțiuni de protest, iar în perioada 27-29, rutele regulate raionale și interraionale au fost sistate. Inițiativa legislativă de modificare a codului a fost votată de Parlament pe 22 decembrie 2023 și a intrat în vigoare la 1 martie. Aceasta prevede că intervalul de circulație a rutelor interurbane va fi modificat de la 30 la 15 minute, iar administrația locală va putea stabili graficul de circulație. La Taraclei a avut loc o sesiune de informare pentru producătorii agricoli micro, mici și mijlocii, dar și pentru reprezentanții mediului de afaceri. Ce subiecte au fost discutate, aflați în continuare.
La sesiunea de informare fermierilor li s-a vorbit despre tranzacția către sursele de energie verde în sectorul agricol, despre tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic, despre optimizarea consumului de energie și multe altele. Participanții la seminar au menționat că utilizarea acestor tehnologii va contribui la reducerea costurilor în sectorul agricol. Instalarea panourilor solare și producerea de energie regenerabilă va aduce mari economii în sectorul agricol. Din Organizația Publică de Femei din Raionul Taraclia fac parte multe reprezentante ale mediului de afaceri, a declarat președinta organizației, Nadejda Tanova. Aceasta a apreciat perspectivele de implementare a acestor tehnologii. Perspectiva este colosală. Vedem cât de scumpe sunt resursele energetice astăzi. În principiu, probabil că a venit momentul să ne gândim din nou și să trecem de la un sistem la altul. Bineînțeles, nu toate odată. Poate doar întreprinderile de afaceri pot trece la aceste măsuri de eficiență energetică, dar este foarte bine când există asemenea proiecte. Principala țintă sunt femeile, dar și bărbații participă la seminar. În zonele rurale, femeile sunt în mare parte mai afectate de lipsa veniturilor. Seminarul se adresează în special femeilor și vrem să le facem să înțeleagă că introducerea noilor tehnologii este un domeniu în care ele pot activa, iar acest lucru duce la reducerea costurilor energetice. Consultantul companiei de implementare a proiectului Eficiență energetică și tehnologii ecologice în agricultură, Stella Coropceanu, a explicat necesitatea informării oamenilor de afaceri. Astăzi am invitat femei care activează în agricultură, care au deja o afacere proprie sau care intenționează să o înregistreze. În plus, este vorba despre tineri. Este foarte important că în astfel de sectoare, cum ar fi agricultura, se introduc deja tot mai multe tehnologii noi. Sesiunile de informare au loc în cadrul proiectului Răspuns multilateral la provocările emergente în domeniul securității umanitare în Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a atacat în instanța de judecată Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului decizia de a disponibiliza asistenții personali. Totodată, Ministerul informează că a înaintat un demers în adresa Centrului Național Anticorupție, scrie Ziarul de Gardă. A fost depusă o cerere prealabilă privind suspendarea actelor administrative, iar ca urmare a răspunsului negativ, am atacat în instanța de judecată acțiunile ilegale întreprinse, comunică reprezentanții Ministerului Muncii. Autoritatea a emis vineri, 8 martie, un comunicat de presă în care condamnă disponibilizările asistenților personali și susține că întreprinde toate măsurile legale pentru a rezolva problema. Potrivit Guvernului, Primăria Municipiului Chișinău dispune de resurse financiare necesare pentru a asigura finanțare deplină a asistențelor personali, obligație ce a aparținut și aparține exclusiv municipalității. În anul 2023, Primăria Capitalei a alocat un buget de 154,2 milioane de lei pentru asistenții personali, notează Ministerul Muncii. La sfârșitul lunii februarie, Primăria Chișinău a informat că autoritățile municipale oferă în continuare serviciul de asistență personală beneficiarilor conform prevederilor legislației în vigoare în pofida presiunilor financiare. Tatiana Oboroc, șefa Direcției Protecția Drepturilor Copilului, a precizat că niciun asistent personal nu a fost concediat. Totuși, acestora le-a fost redus regimul de muncă de la 40 de ore la 20 de ore pe săptămână după ce s-a făcut o evaluare a numărului de ore în care este asistat beneficiarul. Părinții care au copii în școli cu mai puțin de 50 de lei vor primi o alocație de 50 de euro lunar. Banii vor fi oferiți celor care își vor înscrie copiii la o instituție de învățământ mai bună din apropierea localităților. Este una dintre modificările codului educației aprobate recent de guvern. Potrivit ministrului Dan Perciun, până în 2025 urmează să fie renovate 35 de școli din mediul rural după standardele europene. În astfel de instituții ar urma să fie transferați treptat elevii din localitățile cu număr redus de copii. Această alocație de 50 de euro va fi disponibilă începând cu luna septembrie și este destinată părinților care voluntar vor accepta să meargă într-o școală mai bună și să ofere copiilor șansa unei educații de calitate, a menționat ministrul. Amintim că guvernul vrea să pună capăt și violenței în școli, în cazul unor abate grave în special legate de violența manifestată repetată în raport cu cadrele didactice sau în raport cu elevii, pot fi aplicate exmatricularea cu sau fără dreptul de încadrare într-o altă instituție. În rest, pentru încălcări disciplinare mai ușoare se prevăd suspendări de la ore până la 15 zile într-un an. În primele două luni ale anului curent au fost înregistrate 30 de incidente cu implicare elevilor.
Principiile de finanțare a reabilitării drumurilor locale au fost discutate la o ședință cu participarea reprezentanților autorităților găgăuze, experți și alte persoane publice. Mai multe aflați din reportajul Nataliei Andrieș. Reforma fondului rutier realizată în 2017 a stabilit un sistem de transferuri cu destinație specială pentru finanțarea infrastructurii rutiere sub responsabilitatea autorităților administrației publice locale la nivelul 1. Ca urmare a modificărilor aduse politicii fiscale și vamale în 2021, fondurile acumulate din fondul rutier sunt retrase în bugetul primăriilor ca transferuri cu destinație generală. În Găgăuzie, însă, transferurile către primării se fac prin intermediul comitetului executiv, a declarat expertul Centrului Analitic Independent, Expert Grup Vitalie Rapcea. În cadrul proiectului am ajutat organizația în elaborarea acestui raport. Principalele constatări ale raportului țin de faptul că nemijlocit transferurile către primării la nivel național se realizează direct de la bugetul de stat către primării, iar în Găgăuzie, datorită specificului și autonomiei Găgăuzie, acest transfer este intermediat de către executivul de la Comrat. Și atunci ce se întâmplă este că am observat că dacă în restul primăriilor din țară aceste transferuri sunt cu o anumită regularitate prestabilită, atunci, în cazul primăriilor din UTAG, acestea întârzi și transferurile sunt decalate către trimestrul 2 și trimestrul 3. În plus, primăriile din autonomie nu vor primi 1 milion de lei în 2024 din cauza că suma transferurilor din taxa rutieră este calculată în baza unui indicator învechit a populației, a declarat Vitalie Rapcea. Scopul nostru este să ajutăm oamenii să vadă cât cheltuie primăriile pentru drumuri din banii care sunt colectați în bugetul de stat și apoi redistribuiți primăriilor în acest scop și în consecință arătăm cum poate fi corectată și îmbunătățit. Показываем, как это можно исправить и улучшить. Principalul obiectiv al studiului privind finanțarea drumurilor locale este monitorizarea transferurilor către primăriile din autonomie, a declarat directorul ONG-ului Pas cu Pas, Regiunea Sud, Svetlana Ciobanu. Scopul și obiectivul nostru principal este de a oferi informații pentru familiarizare și înțelegere, nu este legat de motive sau preferințe politice. Vorbind despre eficiență și transparența finanțării primăriilor din Găgăuzia, expertul economic Ana Nedelcu a spus că în autonomie finanțarea drumurilor locale este insuficientă, iar primăriile se confruntă cu probleme că depind doar de această finanțare. Am depistat că această finanțare nu este suficientă, multe primării depind doar de ea. Unele primării totuși reușesc să aloce din fondurile proprii bani pentru reparația și întreținerea drumurilor. Unii chiar apelează la credite sau la proiecte diverse, dar totuși am stabilit și o discrepanță în ritmul de încasare a acestor transferuri. Chiar am făcut o comparație cu primăria municipiului Cahul, care încasează mult mai rapid, direct de la bugetul de stat, însă în cazul primăriilor din UTAP noi am stabilit că este o întârziere. Ceea ce vom prezenta deputaților și vom propune ca ei să vadă cum ar putea să aplice sau să elaboreze și să aplice un mecanism care ar evita aceste întârzieri. Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Infrastructura satului Baurcii este în plin proces de reabilitare. Autoritățile locale implementează două proiecte menite să îmbunătățească viața localnicilor. Mai multe detalii aflați din reportajul lui Oleg Lotca. În satul Baurci, în fața clădirii primăriei, se construiește o grădină publică pentru ca locuitorii să se poată odihni confortabil în timpul liber. În acest scop au fost alocate deja 240.000 de lei, a declarat primarul satului Serghei Tucan. Astăzi, practic, grădina publică este gata în proporție de 60%. Pe viitor vor fi amenajări peisagistice, vor fi plantați copaci pitici, vor fi instalate bănci pentru odihnă, coșuri de gunoi, astfel încât acest proiect să fie ecologic, ca oamenii să nu arunce gunoiul oriunde.
чтобы был этот полностью экологически чистым, чтобы люди не выбрасывали мусор куда попало. De asemenea, în sat este în curs de renovare infrastructura rutieră. De la fondul rutier au fost alocate în acest scop 2,34 de milioane de lei. Trotuarul de pe strada centrală va fi pavat. Se vor mai efectua în acest an și lucrări în varianta albă, dar varianta albă nu se justifică. De ce? Pentru că la prima ploaie totul se adună în râpe și banii noștri tot. De aceea, încet, încet vom trece la varianta asfaltare și pavare. Potrivit datelor, anul trecut a fost montat pavaj pe 1315 metri pătrați în valoare totală de 1,14 milioane de lei. De asemenea, a fost așternut asfalt pe 5340 de metri pătrați în valoare de 5,34 de milioane de lei. În acest an se preconizează asfaltarea a 10.000 de metri pătrați. Tatiana Frangeva, învățătoare la liceul Simeon Baranovski din satul Copceac, a devenit câștigătoare a ediției din acest an a concursului Pedagogul Anului la secțiunea Învățători de clasele primare. Concursul s-a desfășurat printre pedagogii instituțiilor din autonomie găgăuză și a cuprins 3 secțiuni. Educația tinerii generații este un proces destul de complicat. Profesorii din școli îndeplinesc această misiune importantă pentru societate în fiecare zi, în cadrul activităților sale, spune Tatiana Frangeva. Aceasta are o experiență de 34 de ani în învățământ, dar a participat pentru prima dată la concursul Pedagogul Anului. Ben bu concursta ilk sefer. Çok yardımcı oldu bize Natalia Nikolaevna. Odată când particip la un astfel de concurs, aș dori să remarc faptul că șefa direcției învățământ ne-a oferit mult sprijin. Datorită ei, am crezut în forțele noastre și am fost dornici să ne prezentăm la un nivel mai înalt. De asemenea, aș dori să le mulțumesc colegilor mei, directorului, șefei de studii, tuturor celor care au fost alături de mine și m-au ajutat. Am făcut un lucru excelent și rezultatul se vede astăzi. Marie Ivanovna, всем colegam, Angsna benim yanımdaydılar. Angsna'nın biz işledik barabar. Büyük iş yaptık. Experiența bogată, răbdarea și înțelegerea profundă a nivelurilor elevilor, combinate cu metode inovatoare, nu numai că au îmbogățit procesul educațional, dar i-a inspirat pe colegii săi. Tatiana Frangeva nu este doar o profesoară, ci este un exemplu strălucit de dedicare față de profesia sa. Aș vrea să spun că nu ar trebui să ne fie teamă de astfel de competiții, este întotdeauna o experiență nouă. Concursurile ne oferă ocazia de a ne demonstra abilitățile, dragostea noastră pentru copii. Fiecare profesor trebuie să aibă meritul de a fi creat o atmosferă specială în clasă, în care fiecare copil să-și poată utiliza abilitățile. Se poate simți talentat, iubit și solicitat. Tatiana Frangeva și-a demonstrat aceste calități chiar în timpul uneia dintre etapele concursului, când a trebuit să predea o lecție într-un alt liceu. Un zâmbet și un salut înseamnă foarte mult pentru copii. Zâmbetul unei profesori îi bine dispune întotdeauna pe elevi și aceștia încep să aibă încredere în tine din toată inima. Nu am simțit că am petrecut lecția cu alți copii. Mi s-a spus la sfârșitul lecției că a fost ca și cum aș fi făcut lecția cu proprii mei elevi. Tatiana Frangeva recunoaște că încă se inspiră de la prima ei învățătoare. Am vrut să devin învățătoare încă din copilărie. Prima mea profesoară, Evdogia Tucan, mi-a servit drept exemplu. Am iubit-o foarte mult și am avut norocul să lucrez împreună cu ea. După facultate, m-am întors la liceul Simeon Baranovski, iar ea a devenit mentorul meu. Astăzi este deja la pensie, dar ne vedem des și încă învăț din experiența ei. İşlemiyor artık ama ben ona giderim, biz ona laf ederiz, işleriz, o pıtta aliye bundan bence söyleme öyle. O abatere unică a predării și menținerea unei atmosfere calde în clasă, precum și dedicația față de muncă, demonstrează profesionalismul pedagogului. În era tehnologiilor digitale, gadgeturile influențează din ce în ce mai mult activitățile zilnice ale oamenilor. Specialiștii recomandă însă ca utilizatorii să se protejeze de efectele nocive ale acestora.
Gadgeturile devin din ce în ce mai necesare în viața modernă, saturată de tehnologie. În același timp, psihologii îndeamnă oamenii să se limiteze la utilizarea acestora, să închidă telefoanele, tabletele și computerele pentru a petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Locuitorii din Găgăuzi au împărtășit cât de des reușesc să-și distragă atenția de la gadgeturi. La școlnică, la tehnologiță. Pentru elevi, pentru cei care învață, desigur, este un mare ajutor, dar un lucru este evident, creierul devine mai prost din cauza gadgeturilor, pentru că oamenii pierd mult timp în telefoane. Foarte puțin merg la bibliotecă, mai ales tinerii din ziua de azi. Este jenant pentru un adult să se uită la unele lucruri care apar pe internet. De ce ar prezenta această mizerie copiilor? Cred că afectează psihicul. Fiecare ființă umană este expusă. Nu există altă cale, dar în lumea de astăzi ar trebui să existe tehnologie modernă. Gadgete могут влиять как положительно, так и отрицательно на молодых людей, потому что если учитывать плюсы, то это помогает. Гаджетурile îi pot afecta atât pozitiv cât și negativ pe tineri. Dacă ne uităm la plusuri, aceasta te ajută să găsești informații, poți citi cărți, te poți uita la filme, seriale. Iar despre minusuri, pot provoca dependență, pot afecta sănătatea și te îndepărtează de lumea reală. Сказаться на здоровье человека, а также отстранение от реального мира. Учиться. Învățați, faceți sport și acordați mai puțin atenție gadgeturilor. Unii imediat ce se trezesc se duc la telefon. La toaletă tot cu telefonul, în bucătărie, la școală tot cu telefonul. Acesta nu este un fenomen bun. Toate inovațiile din această lume au un dublu efect, atât pozitiv cât și negativ. Internetul și gadgeturile nu fac excepție, spune psihologul Universității din Comrat, Ludmila Ibrișim. Значительно притупляются память, внимание, воображение, творческие способности значительно. Слабе сигнификатив мемория, атенция, имагинация, капацитетиле креативе. Și asta dacă nu acționăm, dacă nu învățăm cum să elaborăm niște programe, dacă nu studiem în unele școli IT, dacă doar ne uităm la ceva, doar urmărind conținutul altora nu ne putem dezvolta propriul conținut. Dacă devenim dependenți de aceste bomboane dulci, drăguțe, pe scurt, mult, una după alta, atunci încetul cu încetul creierul nostru va fi incapabil să acționeze. Много одно за другим, то потихонечку наши мозги просто становятся неспособными действовать. Statisticile arată că la nivelul mondial peste 5 miliarde de oameni folosesc telefoane mobile, iar numărul dispozitivelor conectate la internet depășește 30 de miliarde. Experții reamintesc despre utilizarea responsabilă a tehnologiilor și despre importanța luării unor pauze periodice de la lumea digitală. Elevele secției de volei din cadrul Școlii Municipale de Sport din Comrat au obținut titlul de campioane naționale după participarea la campionatul național Liga Preuniversitară de Volei. Competiția s-a desfășurat la Chișinău, iar victoria obținută le-a deschis calea pentru campionatul european de la Belgrad. Voleibalistele care apără onoarea liceului Gaidărji au devenit campioane ale țării. Competiția a durat câteva zile, echipele din Comrat și Copceac s-au întâlnit în semifinale și finală. În ambele meciuri, sportivele din Comrat au fost mai puternice. Acestea spun că cele 4 zile de competiție au fost intense, adversarele au fost puternice. Sportivele au adus acasă mult râvnitul titlu locul întâi. Am obținut un mare succes datorită sprijinului antrenorilor noștri. Vreau să le mulțumesc antrenorilor noștri Valeriu Ghenadievici, Olga Dimitrievna și de asemenea Valeria Leonidovna pentru că au avut o mare contribuție. Adversarii au fost demni, dar am reușit să rezistăm și să câștigăm. Primele două zile au fost mai ușoare decât ultimele două, pentru că în ultimele două zile jucam la eliminare și am încercat să fim unite pentru a ajunge pe primele locuri. Aceste zile au fost foarte grele, dar am reușit să facem față datorită întregii noastre echipe, antrenorului nostru. Fiecare dintre noi și-a dat cât de responsabilă trebuie să fie, am încercat să ne sprijinim reciproc. Directorul Școlii Municipale de Sport din Comrat, Gabriel Tulba, a declarat că acesta este un triumf pentru oraș. Naște dievăcii păcăzale blesteașii în igru, păcăzale voliu pe abidie.
Fetele noastre au arătat un joc strălucitor, au dat dovadă de dorință de a învinge și au ocupat primul loc la această competiție, obținând astfel posibilitatea de a participa la campionatul european. Este un fenomen când o școală sportivă, fără a avea o bază materială proprie, săl de sport, ocupă primele locuri la campionatele din Moldova. Materialele baze sportivnych залов занимает первые места на чемпионатах Молдовы. Antrenamentele au loc la Liceul Mavrode, deoarece secția de volei nu dispune de o sală de sport. Directorul instituției de învățământ a felicitat echipa pentru succesul obținut și a menționat că este întotdeauna gata să contribuie la dezvoltarea sportului în oraș. Liceul Mavrode a stat площадка для тренировок Камрадской муниципальной школы, отделение волейбола. În meciul final, scorul a fost de 2-0 în favoarea adversarilor, dar în câteva minute echipa din Comrat a încheiat meciul cu scorul de 2-3, a declarat antrenorul școlii sportive municipale de volei. Oni tem samim budu proslavljati naš gorod, sportivnu školu i Republica Moldova. La finalul turneului, echipa școlii municipale de sport din Comrat a devenit campioană. Școala de sport din Copceac a ocupat locul 2, iar sportivii din Cantemir au ocupat locul 3. Victoria voleibalistelor din Comrat le-a oferit dreptul de a participa la campionatul european care va avea loc în Serbia, la Belgrad, în perioada 19-25 aprilie. Pentru deplasare la competiții este nevoie de susținerea financiară, iar conducerea școlii intenționează să ceară ajutorul autorităților și sponsorilor. Calendarul creat în baza fotografiilor participanților la concursul Găgăuzia mea frumoasă a văzut lumina tiparului. Direcția Educație din UTA Găgăuzia a anunțat despre lansarea proiectului în decembrie anul trecut, iar de atunci zeci de fotografii au fost expediate pe adresa de mail a direcției. Participanții care s-au remarcat s-au ales cu diplome și premii. Calendarul este disponibil în toate grădinițele și școlile din autonomie. Calendarul Benim Ghiozeal Găgăuziam este dedicat aniversării a 30 de la adoptarea legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei. Acesta conține fotografii care reflectă frumusețea și diversitatea naturii autonomiei, portrete etnografice ale popoarelor găgăuze, precum și acțiuni de benefacere și continuitatea a generațiilor, a declarat Natalia Cristeva, șefa direcției învățământ a Găgăuziei. Zoslui și dieții în единstie, то есть мы, конечно, обращали внимание на тот факт. Am fost atenți la cât de prezente sunt mamele, bunicele, tații, cum insuflă această dragoste pentru tradiții, pentru limba copiilor săi. Calendarul s-a dovedit a fi într-adevăr foarte vast. Concursul de fotografie Benim Ghiozeal Găgăuziam este doar unul dintre numeroasele evenimente planificate de Direcția Învățământ al Găgăuziei cu ocazia celei de-a 30-a aniversare de la adoptarea legii cu privire la statutul juridic special al Teatrului Autonom al Găgăuziei. Orele de curs și activitățile extracurriculare în licee și gimnazii, matineile în instituțiile de învățământ preșcolare sunt de asemenea dedicate aceste date significative. Tradițional au fost organizată și o victorină în care toate întrebările sunt dedicate Găgăuziei. Aceste evenimente au scopul de a atrage atenția asupra patrimoniului cultural și istoric al Găgăuziei și, bineînțeles, asupra studierii limbii materne, a spus Natalia Cristeva. Действительно, очень такой живой интерес вокруг всего этого. Ну и într-adevăr, există un interes deosebit pentru acest subiect. Analiza noastră arată că atitudinea față de limba maternă se schimbă, iar un alt punct important este implicarea obligatorie a părinților. Fără sprijinul părinților, este destul de dificil să se obțină rezultate durabile. Este un proces, pentru că, bez родительской поддержки, достаточно сложно добиваться устойчивых результатов. Astfel de concursuri și evenimente, după cum a remarcat Natalia Cristeva, contribuie la fortificarea cunoștințelor istorice și a patriotismului în rândul tinerilor. De asemenea, proiectul e menit să stimuleze interesul pentru studierea patriotismului, Găgăuziei și implicarea activă în societate. Atât pentru această oră, o seară liniștită.